6 din 10 bărbați moldoveni suferă de disfuncție erectilă. Problema îi afectează în mare parte pe cei trecuți de 40 de ani. Boala poate fi tratată însă pentru totdeauna cu ajutorul implantului penian, care permite obținerea unei erecții asemănătoare cele naturale. Operația se efectuează de mai bine de 4 ani în Europa, iar din acest an va fi realizată și în țara noastră. Disfuncția erectilă la bărbați poate apărea ca urmare a stresului, oboselii, alcoolului, fumatului, dar și din cauza mai multor boli. Este disfuncție erectilă endocrină cauzată de patologie a sistemului hipotalamo-hipofizar. Este disfuncție erectilă organică cauzată de diabetul zaharat, de patologia glande tiroide și cauzată de hiperprolactinemie. Restabilirea funcției organului genital masculin se face și prin tratament medicamentos, doar că aceasta este o soluție temporară. Boala poate fi tratată definitiv cu ajutorul implantului penial. Sfântuită de trei investimenti, de trei camice, adet silicone sulla punta per renderla più resistente, ma la cosa molto importante è che è una protesi che è completamente rivestita di antibiotici. Questa cosa che permette di rilasciare antibiotico per 30 giorni ha azzerato completamente il rischio di infezione. Questi due cilindri vengono piantati dentro i corpi cavernosi, quindi nel pene. Questo meccanismo va nella borsa scrotale, quindi tra i due testicoli. Azionando questo meccanismo, del liquido arriva all'interno dei cilindri e il pene va in erezione. După contactul sexual, bărbatul poate goli cei doi cilindri din penis prin apăsarea unui buton al pompei care duce la transferarea serului înapoi în rezervorul din spatele peretelui abdominal. Operația durează 15 minute, iar activitatea sexuală poate fi începută după 30 de zile după implantare. Pacientul avrà una normale sensibilitate, un normale orgasmo, l'eiaculazione sarà completamente fisiologica e quindi questo tipo di paziente potrà anche procreare, quindi avere normalmente dei figli, una normalissima attività sessuale. Deocamdată nu se cunoaște care va fi prețul unei astfel de intervenții în țara noastră. În Europa, costul este între 10 și 20 de mii de euro. În Moldova, operațiile vor fi efectuate la Centrul Municipal de Andrologie din capitală.